În urmă cu câțiva ani, salariile angajaților de la apă au scăzut, în timp ce numărul directorilor și lefurile acestora au crescut consistent. Oamenii care muncesc în condiții mizere s-au îndreptat în instanță și au câștigat mai multe sporuri. Acum, unitatea este obligată să le plătească, doar că lucrurile tergiversează. Există, Pirol, am informația că mai există încă 3 procese. Ultimul proces rămas definitiv și revocabil era vorba de angajații din stația de depurare, în care a fost o problemă acolo că în curtea de apel a fost greșită sentința finală și a fost îndreptare de eroare. A fost făcută și îndreptarea de eroare. Mi s-au adus acele documente săptămâna trecută. Am luat legătura cu conducerea societății pentru că există un protocol, o sumă de 4 miliarde pe lună, care sunt plătite toate dările. Concret, Nova Apaserv plătește lunar câte 4 miliarde de lei vechi doar pentru drepturi salariale câștigate în instanță. Luni dimineață va fi înregistrat oficial către Nova Apaserv un document prin care solicităm întrevederi vis-a-vis de continuarea plăților către angajați, să fie incluși și noi angajați în fondul cel de 4 miliarde, ca să dăm un răspuns și angajaților. Cei care, într-adevăr, nu vor dori să fie reprezentați de sindicat, poate executa unitatea, cum spuneți dumneavoastră. Directorul societății Nova Apaserv este plecat din localitate. Am discutat însă cu președintele Consiliului Județean, care îi liniștește pe angajați și susține că aceștia își vor primi banii. Păi trebuie să le pun în plată, altfel le pun poprit pe conturi. Da, aveți cunoștință de acest aspect? Da, știu acest lucru. Și la noi au fost astfel de situații pentru niște sporuri date din punct de vedere a cursului de conturi incorrect. Tot săptămâna viitoare ar urma să fie reluate și negocierile salariale la operatorul de apă.